ziua, declar deschisă ședința extraordinară de astăzi, 5 mai 2017. Pe ordinea de zi sunt două proiecte care le cunoașteți. Supun la vot ordinea de zi, cine este pentru, împotriva, abțineri, nominare. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii spațiului situat în strada Jupiter numărul 3 din administrarea SC Termonul CT Onești în administrarea Consiliului Local Onești, inițiator Natim Nicolae Primar. Mulțumesc. Din prezentul proiect de hotărâre se dorește trecerea spațiului situat în strada Jupiter numărul 3 din administrarea SC Termon CT Onești în administrarea Consiliului Local Onești, având în vedere că această societate este în procedură generală de insolvență, iar bunul imobil menționat se află în proprietatea municipiului Onești. Compartimentul de specialitate? Nu? Deci este la dosar, aceleași considerente, cu o singură specificație, o singură modificare față de proiectul modificat, forma modificată. Noțiunea de administrare va fi înlocuită cu folosință și exploatare, adică o să reformuleze articolul 1, se aprobă trecerea din folosința și exploatarea SC Termon CT sau Onești în administrarea Consiliului Local a imobililor prezentate în anexa numărul 1, aflate în proprietatea municipiului Onești, situate în strada Jupiter numărul 3, conform planului de amplasament și de limitare a corpului de proprietate și ce reprezintă anexa numărul 2, anexe ce fac parte integrate din prezenta hotărâre. De asemenea, articolul 2 a intervenit o modificare în final față de... O să reformulez și pe acesta. Se împuternicește primarul municipiului Onești să semneze procesul verbal de predare primirii al imobililor prevăzute în anexa numărul 1. Acestea sunt modificările la hotărâre. Între timp a venit și domnul arhitect șef, poate pentru dumneavoastră care nu-l cunoașteți, este noul arhitect șef al municipiului Onești, domnul Alexandru Răzvan Dan. Domnul arhitect, o să vă rog să citiți raportul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederea articolului 36 din legea 215/2001, administrației publice locale, prin prezentul proiect, se propune trecerea spațiului situat în strada Jupiter numărul 3, din folosința și exploatarea SC Termon CT Onești în administrarea Consiliului Local Onești. Datele de identificare al imobilului și planul de amplasament și delimitare al imobilului se găsesc în anexele 1 și 2. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumim! Comisiile? Nu au fost discuții în comisie. Comisia 1 nu s-a întrunit pentru... Comisia 1? Deci, nici? Discuții pe marginea proiectului, dacă sunt? Aș dori să facem câteva mențiuni cu acordul dumneavoastră. S-a discutat cu administratorul special de la Termon, adică nu este un act administrativ unilateral hotărât. Există acordul verbal, dacă doriți, să spun așa, și din partea celor de la Termon, precum că sunt de acord cu acest demers administrativ și scopul lui este pur de natură administrativă, urmând ca pentru această construcție care de ani buni nu este bine administrată din motive archi cunoscute, nedesfășurându-se acolo o activitate în regim permanent, duce la deteriorarea într-un mod accelerat al gradului de tehnic și sub nivel de aspect fizic ale acelei clădiri. Ne dorim o întrebuințare a ei într-o manieră care să și reprezinte un beneficiu direct pentru municipiul Onești și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al folosinței clădirii. Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva, abțineri?
Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru analizarea situației bunurilor transferate de la SCA pe canale sau Onești, inițiator Nativ Nicolae Primar. Vă mulțumesc. Având în vedere că acționarii SCA pe canale sau Onești au hotărât întocmirea unui raport de evaluare a bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare și preluate de municipiul Onești, consider oportună constituirea unei comisii pentru analiza modului de preluare de la SCA pe canal a bunurilor ce alcătuie sistemul de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Onești. Compartimentul de specialitate? În acord cu prevederea legii 51/2006, coroborat cu articolul 54 din legea 215/2001, având în vedere adresa înregistrată la primăria Onești numărul 20/1995-4/2017, prin care societatea comercială apă canal ne aduce la cunoștință faptul că au fost întocmit și prezentat acționarilor în ședința apă canal un raport de evaluare, urmează să aplice proiectul spus la aprobare. Comisiile ne-au pus întâlnite, discuții, domnul primar? La fel, aș dori să explic în câteva cuvinte oportunitatea propunerii acestui proiect de hotărâre de consiliu. Acționarii SCA pe canal au demarat o procedură în sensul realizării unui raport de evaluare. În paralel cu intenția dumnealor, am demarat și noi aceeași acțiune, și anume să întocmim un raport de evaluare. Bineînțeles că intenția noastră este în alt scop și adânșilor în alt scop. A noastră evaluare ne este necesară, tocmai impetuos necesară, pentru a putea delega serviciul public de alimentare cu apă și canalizare către un operator printr-o asociație de dezvoltare. Este un act care nu poate lipsi în această procedură de delegare. Dânșii au realizat un raport de evaluare care clarifică anumite aspecte, ceea ce sper că va face mai cu acuratețe raportul nostru de evaluare. Și anume, vom vedea ce avem noi în patrimoniu, ce valoare justă are în acest moment și ce investiții s-au făcut în ultimii ani și din banii cui. Știți că rețeaua de alimentare publică cu apă și canalizare municipiul Onești în ultimii ani s-a extins cu lucrări susținute de către Consiliul Județean printr-o asociere Consiliului Local, canalizare în cartierul Borzești, canalizare, alimentare cu apă în cartierul Slobozia, o altă lucrare de alimentare cu apă în cartierul 6 Martie. Și raportul nostru de evaluare va spune clar ce investiții s-au făcut, cu ce sursă de finanțare, în ce cuantum și cui aparțin. Întreg sistemul de alimentare cu apă și canalizare. Ce dorește apă canal și ce dorim noi, ca să fim foarte înțeleși și să nu existe suspiciuni pe subiect. Apă canal spune clar și răspicat că în ultimii ani au făcut și dânsi niște investiții. Investiții ce se ridică la o sumă, la o valoare. Valoarea o au din raportul dânșilor de evaluare, aproximativ, spun dânsii, 4 miliarde de lei vechi. Investiții făcute în rețele, s-au înlocuit segmente de rețea cu sevi, așa mai departe. Noi am câștigat în instanță redevență pe ultimii 3 ani, cred, în cuantum de aproximativ 4 miliarde de lei vechi. Noi am mai câștigat în instanță și anume aplicarea unor amenzi pe care le-au administrat conducerea primăriei de-a lungul timpului în ultimii ani și în acest an, în cuantum de câteva miliarde. Domnii de la acționarii de la Apă Canal, majoritari și minoritari, își doresc înființarea unei comisii din partea Consiliului Local, care să discute situația, într-un fel, închiderea celor sumelor, investițiilor făcute de către dânșii, care apar în raportul dânșilor de evaluare, aproximativ, am spus, 4 miliarde de lei, cu redevența care o au să ne-o plătească nouă și cuantumul amenzilor. Care ar fi avantajul municipiului Onești, cel puțin la nivel teoretic, dar trebuie ca această comisie să analizeze dacă juridic și administrativ este
se pot închide ce au să ne dea cu ce avem să le dăm. Dânsi a renunțat la toate pretențiile de orice natură vis-a-vis de primăria municipiului cu Consiliul Local Onești și am închide toate litigiile, dacă prin această negociere, să zic, sau am reușit să închidem datoria dânșilor față de noi, adică redevența și amenzile, cu sumele investite. Sau clarificăm, nu neapărat să ne închidem, să clarificăm aspectele astea. Deci au să ne dea 7 miliarde, noi pe investițiile făcute, teoretic am avea să le dăm 4. Ne închidem pe sume, urmând ca dânșii să ne mai dea 3 miliarde. Asta ar fi o logică, un pur exemplu, nu astea sunt sumele, dar aproximativ de acolo. Eu v-aș propune să nominalizăm în această comisie niște oameni cu expertiză și experiență, astfel încât este bine, în opinia mea, să găsim o cale să încheiem definitiv acest litigiu. Pentru că nu face bine nimănui. Trebuie să găsim calea legală să realizăm această comisie și această, cu ghilimele de rigoare, negociere. Practic este o înfruntare între documente, pe de o parte și de alta. Noi avem un raport de evaluare în curs, deși și-au finalizat raportul de evaluare, care se va finaliza, sper, săptămâna viitoare și ne va fi predat. Și acolo a fost o serie de probleme cu evaluatorul care a câștigat licitația, unui evaluator din București. Ne-au cerut un șir de informații pe care le deținea Apă Canal, nu noi. Și oarecum au fost probleme în a le pune la dispoziție, dar zic eu că s-au găsit soluții. Și vreau să înțelegeți cu toții importanța realizării acestei comisii și mai ales importanța actului administrativ și juridic pe care trebuie să îl parcurgă împreună cu comisia delegată din partea acționarilor Apă Canal. Sper că am fost pe deplin înțeles. Dacă aveți întrebări pe subiect, vă pot sta la dispoziție urmând. După ce clarificăm totul, să facem propuneri, v-aș ruga din partea fiecărui partid politic reprezentat în Consiliul Local să nominalizăm o persoană, pentru că este, consider, și corect și transparent și nimeni nu are nimic de ascuns, din contra, putem rezolva împreună mai ușor problemele. Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte observații, supun la vot proiectul. Apoi, nu bine? 5 minute? Haideți să luăm o pauză de 20 minute și de să venim fiecare cu o propunere, nu așa pe genul. De la PNL? De la PNL, două furia. Haideți să dăm citire cu propunere. Ascultați propunerile aici. Pauza s-a încheiat. Dau citire propunerilor. Președinte, domnul primar Nicolae Natiuc, secretar domnul inginer Medianu, membrii, propunere PSD, domnul Ostache Florin, propunere ALDE, doamna Abageru Laura, propunere PSRO, domnul Pamfil Gelu și propunere PNL, domnul Florian Constantin. Cu precizarea că secretarul nu face parte din comisie, el doar face formele de... Pune la dispoziție documentele, organizează ședințele... Tu vorba de domnul Medianu. Și ține corespondență. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte discuții... Declar închise ședința. O să vă rog frumos să vă consultați agenda proprie și pe data de 29, cred că nu greșesc, pe data de 30 mai, cu îngăduința dumneavoastră, voi convoca o ședință ordinară de Consiliul Local pe luna mai. Este foarte... Zic eu, bine să avem prezență completă la ședință, pentru că vom avea câteva proiecte de interes major pentru comunitate,
proiecte pe care le gândim de pe acum și este bine să avem formula completă, zic eu, pentru a ne asuma niște decizii cu importanță, spun eu, cu totul și cu totul deosebită pentru comunitatea noastră pe o lungă perioadă de timp. De ce? Înțeleg că de la domnul secretar că se impune, dar nu putem în acea ședință să aprobăm? Pentru dacă îl aprobăm cu un minut înainte nu intră în vigoare? Nu înțeleg. Da, dar eu așa văd, dar cum? Nu, și mai trebuie să-l și luăm de la vedete. Am înțeles. Urmând să mai avem o coie extraordinară în jurul datei de 25, în sensul completării inventarului domeniului public, cu evaluarea ce este în lucru pe capitolul patrimoniu alimentare cu apă și mana și Plănești. Vă urez o după amiază plăcută, un weekend plăcut și multă sănătate și succes în activitățile dumneavoastră.